Bună ziua, domnule Muntanu, și vă mulțumim foarte mult că ați acceptat invitația. Bună ziua! Într-un interviu, Alina Zote ne spunea că vă aude des cântând pe holurile sediului pe fie. Vă place să cântați? Începem din start așa mai... Ok. Este adevărat, eu cânt permanent și la Parlament, cântam și doamnele din secretariat știau și acasă cânt și noi suntem o familie așa mai muzicală. Fetele cântă la pian și eu cu voce. Am chestia asta încă dinainte, de la școală, de la facultate, dar după aia am lucrat un timp la Radio Antena C, când era Radio Antena C, până să fie omorât de comuniști, și acolo m-am umplut pentru toată viața de acest lucru și o să-l port în viață permanent. De ce cântați? Nu cânt, așa ca tot moldovean, fredonez mai mult. Muzică oricare, care mi-a nimerit, care au ajuns cumva, ori de la radio, ori de undeva, și le fredonez. Dar de obicei, la zile de naștere sau la onomastici, la evenimente importante, eu le cânt solemn la toți, la mulți ani, așa, cu voce mai interesantă. Dacă o să căutați, o să găsiți pe undeva, pe internet, știi, cu furat cineva o imagine în acest sens. Asta fără ca să fac concurență la nimeni care cântă profesionist. Dincolo de muzica clasică, care vă ascultați acasă, de fete cântate, ce obișnuiți să ascultați? Muzică populară. Cred că după clasic, care Andrei Rio la noi cântă permanent în casă și fetele știu tot de Andrei Rio. Pe locul 2 populară și după asta celălalt, muzică românească, populară, bună. Și după aia probabil estradă care deja moldovenească de aici, de la noi, Doina Șunal, de Teodorovici, Nina Krulikovski, ăștia sunt cu numele tău și tot ce există, astea sunt foarte bune. Apropo, eu am un telefon pe care l-am dat fiicei mele și acolo avem foarte multă muzică adusă încă de la Antena C și văd cu căștile urechi și ascultă exact aceleași 200-300 de melodii pe care le-am pus eu acolo și asta mă bucur că trece de la noi către copiii noștri aceste obiceiuri frumoase. Aveți o familie numeroasă. Nu atât de numeroasă deocamdată. Nu atât de numeroasă. Ok. Totul este relativ în acest sens. Eu cu soția, noi am fost colegi la facultate în Târgoviște, relativ de vreme am înțeles și am prioritizat pentru noi care sunt valorile adevărate. Eu spun sincer acest lucru, că nu există nimic pentru noi și pentru ceilalți mai important decât casa, masă, copiii și capacitatea de a te implica și de a transmite valori perene copiilor tăi și de a-i crește oamenii. Nu este ușor acest lucru. Copiii se cresc mai greu acum decât, de exemplu, în anii 80, atunci când am crescut noi cu frații noștri. Mai greu decât în anii 50-60, când copiii era așa, ok, este, noi, facem mai mult să ne rămână și nouă, cum întrebam pe bunica sau pe altcineva. Să mai ajute pe lângă gospodării. Este adevărat, și dacă se nășteau băieți la plug, atunci era bine, dacă se nășteau fete, era una pastă, pentru că nu prea putea să lucreze, și dacă era firavă, în general, era o problemă. Chestii din asta știu foarte multe. S-a căsătorit un frate de-a lui tata cu o soție și era cam firavă și slăbuță și bunica a zis, de ce i-a dus-o pe asta, nu poți să o pui la lucru, nu poate să facă nimic și copchii greu să-ți facă. Dacă invers făcea niște băieți drabine, înhamai la prug și mergeau. Aceste precepte feudale în care, din păcate, încă mai este ancorată societatea noastră, cedează încetul cu încetul. Menționați despre obiceiuri feudale și am citit așa într-un status pe Facebook, că și alergatul este văzut de moldoveni, în special de la sat, ca un obicei feudal și este mai obișnuit să vezi un beat pe stradă pentru ei decât să... Exact, confirm același punct de vedere. Știu că spun ceva care deranjează. De obicei ar trebui să spun eu în calitate de polițian că moldovenii noștri sunt cei mai fenomenali, că avem cel mai cu minte, cel mai sportiv și să vorbesc lucruri care să le placă moldovenilor. Nu fac acest lucru pentru că inclusiv cred că politicienii sunt cei care trebuie să spună adevărul, tranșant
în ochi și prin conduita, prin comportamentul și prin exemplul lor trebuie să ajute la propășirea poporului pentru care lucrează și să încerce inclusiv între campanii electorale, pentru că în campanii electorale orice spui se reduce la 10%, 90% lumea nu crede absolut nimic, dar între campanii electorale să încerc să vorbim sincer și fiind deleti cu oameni. Eu spun după mine, 10 ani de zile m-am chinuit și mă amăgeam pe mine cu argumente. Tu ești ocupat, tu ești deputat, îți dai seama, tu ai casă, construiești, tu ai copii, nu ai când să alergi. Și mă amăgeam, cealaltă parte spunea, băi, dar tu ești nesimțit, trebuie să te ridici, să te duci, să alergi. Uite, ai ajuns la 92 de kilograme, nu încapi deja în televizor, poporul zic că le-ai mâncat toată pâinea. De la când conștientizezi acest lucru, este un singur pas, dar de obicei trebuie să fii foarte motivat, să ai pe cineva alături care să te susțină, să fii de obicei în grup și grupul să fie organizat, atunci lucrurile merg mai bine. Dacă rămâi unul la unul cu ispit, atunci este complicat să faci acest lucru. Câți kilometri alergați de obicei? Eu am iubit, toată lumea știe, cei care mă cunosc, de la școală eram primul alergat la liceu, la facultate și mi-a plăcut întotdeauna să alerg, dar am avut așa o pauză de vreo 10-15 ani în care am alergat foarte puțin, după care am reluat acum un an de practic, sunt 2 ani deja, să alerg cu un prieten și după asta grupul s-a făcut din vreo 12 și este în permanentă creștere și lumea ne zice, prieteni din sat, zice, aș putea să vin să eu să alerg cu voi, nu o să vă deranjez. Zic, nu, locuri sunt câte vreți, așa că noi iei pe șosea, de la Floreni la Mireni, noi încăpem toți și 1000 încăpem și la fete exact așa. Eu alerg de 3 ori pe săptămână. Marța, joia și duminica. Spun asta ca să mă poată verifica cineva, dar dacă eu spun minciuni, știi, și zici, băi, ăsta nu mă spune, dar nu face, știi? Pentru că am văzut, am văzut și policieni care scriau pe Facebook, arătau o poză cum aleargă, cu burtă mare, așa, îmbrăcat cu tricou deasupra, și spune, eu alerg ca Hussein. Unii au cont public și poți verifici, cum domnul Dodon are cont public și poți verifici că aleargă. Eu nu pun chestia asta, eu tot am ceas care scrie acest lucru, dar nu pun pentru că îmi pare o exagerare acest lucru. Nu. Băiatul nu-mi doresc, eu spun acest lucru cu toată responsabilitatea, dacă va fi bun Dumnezeu cu noi și ne va mai da o fată, eu cred că va fi o binecuvântare. Spun acest lucru pentru că noi cu frații ne-am împărțit și cu băieții, fratele mai mare are 4 băieți și zic, hai tu, dă-i înainte cu băieți și eu cu fetele. Spun acest lucru iarăși conștient de faptul că să crești doar un gen este mult mai ușor decât să crești două genuri, mai ales când ultimul ar fi băiat sau ultimii ar fi băiat, al cincilea, al șaselea, asta cred că ar fi mai complicat. Nu este o problemă în acest sens, totul depinde de cât de motivat ești, cât de tare ții la tine în comparație cu copiii, pentru că eu chiar săptămâna trecută discutam cu un prieten, zice, iată, eu am 2 fete, tu ai 4, îmi spune mie, și zic, Ioane, mai fă și tu vreo un băiat, vreo fată, zice, nu, ne ajungi, Doamne ferește, vreau să mai trăiesc, am schimbat numele, desigur, în altea, Ion, vreau să mai trăiesc și pentru mine. Nu văd nicio problemă în acest sens, nu cred că copiii sunt o povară, nu cred că există vreo problemă. Desigur că exact ca la alergat. Cei care se lenevesc și nu vor să facă copii au grijă foarte mult de organismul lor și găsesc de obicei argumente de genul că n-am bani, că nu știu ce, că și tot așa mai departe. Nu cred că este direct proporțională banii pe care ai. Noi toți am crescut în niște condiții destul de modeste, cu părinții noștri sunt muncitori și au avut cu ce să ne crească, să ne trimită la școală, dar cel mai important au știut să ne insufle acea căldură, dragoste, care este extrem de necesară ca să fim, să putem să fim numiți oameni și să știm drumul în viață. De ce implicarea asta contează foarte mult? Modernizarea, caracterul ăsta cosmopolit care există acum ne împiedică și în acest sens. Eu mi-aduc aminte, eram la antena aici în 2003-2004. Marea majoritate dintre colegii aveau de acolo, de la antena aici, jurnaliști aveau un singur copil, niciunul nu avea doi.
sau puțin dintre ei, probabil. Și jurnaliștii erau deja la 30-35 de ani. Nevastă mea venea pe la mine, viitoarea mea soție, și vedeau și zice, fata aceea, tu te iubești cu dânsa, zice, da. Iată, cum o prins așa repede, fără să vă gândiți să faceți repede 3-4 copii, că pe urmă voi deveniți filozofi și o să vă gândiți că vreau apartament, după asta vreau apartament cu două camere, după asta cu trei camere, ceva ți ajunge, ceva nu ți ajunge. Zice, așa am filozofat noi când aveam 20-25 de ani și acum am făcut 35 și deja ne frică să mai facem copii. Dar aceasta este cel mai important lucru pe care îl putem noi face. Nu, în egală măsură. Fiecare are responsabilitatea lor. Toată literatura de specialitate spune foarte clar că în momentul în care fetele vor crește fără atenție suficientă din partea tatălui, accentuez din partea tatălui, vor avea cu siguranță o adolescență și după asta o maturitate mult mai complicată decât cele care prezența, omniprezența tatălui este mai pregnantă. Și acest lucru le ajută foarte și foarte mult. Desigur că sunt roluri, nevastă mea se ocupă de foarte multe chițăbușuri, foarte, foarte mult, care este nevoie, ține agenda la tot ce trebuie să faci. Și eu cu lucrurile mari, direcția generală. Copiii nu vor ierta niciodată dacă vor fi tratați, chiar dacă sunt 4 sau 5, dacă vor fi tratați la plural, noi, voi, ci chiar dacă știu că fac parte dintr-o familie mare și asta este foarte important pentru ele, fiecare este personalitate și fiecare dorește să fie tratată și crescută la singular, tu. Dacă vei încurca și nu vei ști câți dinți au căzut și câți dinți nu au căzut, cine e colegul de grupă a unei fete și altul care e fetiță e cu o altă colegă și tot așa mai departe, trebuie să fii foarte atent la aceste detalii în momentul în care le încurci. Nu ești atent, tratezi cu lipsă de importanță aceste lucruri, ele vor simți și aceste chestiuni vor avea repercursiuni asupra creșterii și educației. Ținând cont că dumneavoastră aveți 4 fiice deocamdată. Îmi place acest cuvânt, da. Anume așa eu mă prezint, 4 fiice deocamdată. Da. Nu cumva sunteți îngrijorați de... Da, și comparând situația cu situația din societatea Republicii Moldova, egalitatea de gen, statisticile egalității de gen, și anume faptul că este 90% din violența domestică este asupra femeii, adică nu sunteți cumva îngrijorat? Sunt îngrijorat de acest lucru. Eu am crescut într-o familie absolut normală, în care relațiile dintre mama și tată au fost absolut normale, dar nu același lucru l-am văzut și în Mahala la mine, în localitatea la mine, și știu că aceste precepte vin încă din perioada sovietică. Cineva spunea că două lucruri noi nu le aveam până să vină sovietici și să ne ocupe. Moldovenii nu își băteau femeile și nu beau vodcă cu paharul cel mare. Noi beam vin încetişor, îl serveam, vinul este aromat și nouă ne plăcea acest lucru. Dar probabil adevărul este undeva la mijloc, pentru că noi există câteva dictoane în lexicul nostru, în general, care spun în felul următor. Ion a luat-o pe Maria. Toată lumea cunoaște acest lucru. După care Ion o ține pe Maria. Iată, noi, din păcate, suntem încă prizonieri. Când i-a pus-o în cap, oricum nu contează, dar Ion a luat-o pe Maria și Ion o ține pe Maria, sunt niște precepte, niște chingi foarte puternice pentru societatea noastră și cei care îndrăznesc să spună că nu mai sunt prizonierii acestor sau nu se mai comportă conform acestor precepte, vor fi arătați cu degetul. Nu vorbesc de Chișinău. Eu tai Chișinău, el nu există când eu explic acest lucru, dar vorbesc despre o societate care este în 52% rurală și acolo tot trăiesc tineri, acolo tot se formează familii și din păcate în condițiile despre care vorbesc eu. De ce se spunea în medievalitate, acum 100 de ani? Cum 150 de ani, pentru că bărbații aveau dreptul la școală, femeile nu aveau dreptul la școală. Bărbații puteau să muncească, femeia nu putea să muncească și de aceea trebuia neapărat să o ia cineva și să o țină pe lângă casa lui și acolo să o întrețină și tot așa mai departe. Aceste precepte feudale au fost abandonate de mult. Ion nu mai ține pe Maria la noi. Maria e liberă, Maria e cu carte mai multă decât cu Ion, Maria e liberă, are pașaport, poți pleci în orice altă țară și de multe ori femeile din Republica Moldova câștigă mai mult decât bărbații, dar din păcate încă nu s-au ridicat la nivelul în care să fie emancipate și să creeze un curent general
prin care să scape de aceste, de aceste precepte. Nu este încă pregătită societatea noastră să accepte aceste lucruri și eu cred că este nu doar de datoria femeilor, ci și de datoria bărbaților să muncească în acest, în acest sens și să asigurăm egalitate tuturor, pentru că altfel este o velietate a trecutului și o manifestare prin care demonstrează că societatea noastră nu s-a modernizat suficient ca să corespundă cu cele occidentale. Da, dincolo de egalitatea de gen despre care vorbim acum, care sunt alte lucruri pe care ați vrea societatea noastră să se debată? Există foarte multe lucruri. Noi, în mentalul colectiv, nu știu de unde ne-a spus nouă chestia asta, că suntem cel mai harnic popor din lume și asta a rămas în mentalul nostru. Eu am fost Europa de la vest la est, de la nord la sud și nu este adevărat acest lucru. Eu am fost primar într-o localitate rurală, președinte asociației primarilor. Din păcate, trebuie să spun acest lucru, că nu trebuie să schimbi politicienii Republica Moldova ca oamenii să-și măture vara în împrejurul gardului, să-și taie buruianul. Tata ne chinuia când eram micuți, ne chinuia, dar aceasta a dezvoltat în noi un lucru foarte bun. Toată iarna era curățită zăpada și în fața casei și în fața porții și în jurul gardului și era tăiat buruianul și acum exact așa este la mine acasă. Cine nu vrea poate să vină să pună camere de la nivieri, să monitorizeze și o să vadă că nu o scadă nicio... Eu alerg și după ce alerg încă fac așa un cerc, trei case încolo, trei case încolo, strâng tot gunoiul care îl văd, îl duc, îl pun la mine, la tomberon. Noi avem cu nevastă mea o asociație obștească de binefaceri, de mulți ani, nu cred că cineva că am făcut-o ieri, încă de prin 2003. Și iarna strângem cadouri și le ducem la familii social vulnerabile. Există așa o chestie la noi cu social vulnerabil, dar cât de social vulnerabil poți fi, că, de exemplu, să nu-ți curăți zăpada, în ce formă? Iată, am fost la niște familii la care nu poartă, dar ușa nu era curățită zăpada în spatele ușii și atât o închiză, o deschiză, o închiză, o deschiză. Și zăpada se petrifică și ușa se deschide deja numai pe jumătate. De ce? Pentru că la înghețare s-a petrificat. Eu mă îngrozesc de aceste lucruri. Și din păcate este un fenomen care este prezent astăzi în Republica Moldova. Acolo unde a apărut lenii, acolo a apărut și dezinteres. Cei care au plecat în străinătate, părinții, și-au lăsat copiii și au încercat să-i educi în ce fel. Tata cu mama nu a putut să fie prezent aici și au compensat prin lucruri materiale. Cu apartament, cu mașină, după asta schimbă-i mașina roșie pe mașină albă și tot așa mai departe. Și din păcate există niște vicii care încă ne țin ancorați și o să ne facă foarte necompetitiv pentru viitor. Eu am văzut în Europa lumea 5 zile pe săptămână lucrează ca robi pe plantații, în schimb 2 zile după asta se odihnesc, ominește și iarăși din nou. De asta vreau să zic, mai există și o altă parte de oameni care spun că moldovenii nu știu să se odihnească. Este adevărat, eu recunosc acest lucru. Noi nici să muncim nu știm cum trebuie și nici să ne odihnim. Și iarăși tot e așa într-o chestie de rușine, din asta, așa, așa să zică lumea, așa să spună lumea, vezi că să nu ne vorbească satul și tot așa mai departe. Sunt precepte care trebuie pur și simplu să ne lăsăm de dânsul. Eu personal, eu totuși am fost primar la Florii, toată lumea mă cunoștea, deputat. Ne-am îmbrăcat în echipament de alergat, inclusiv dimineața la 5:30 cu lumini pe frunte și alergam. După ce lumea ne vedea, unii își făcea cruci, chiar știa că eu oricum sunt mai deosebit așa decât și nu contează pentru mine ce o să zic ei. După ce eram mai mulți, mie nu trebuia să-mi spun în față, dar le spunea la alții, după ce-i vine, zice, vă luați și voi după munteanu, n-aveți ce face, alergați și voi. Ia, dar să iei pe părinții noștri, asta ar fi în genere catastrofă, că noi sunt cu noi care alergă și părinții la niște copii, atunci lor le spune, cum tu alergi, după asta te duci la biserică și îți faci cruci, dar pe eu te-am văzut cum erai acolo și îmi pare că în hainele și alea sportive nu sunt chiar ortodoxe și tot așa mai departe. În schimb, dacă ai așa un pahar mare de gin sau vreo trei borcane, gin e tare ortodox și tare normal, nicio problemă. Dacă Ionel îl vedem bat în toată ziua, înseamnă că e o normalitate a societății noastre. Dar asta trebuie să mă întrebi. Eu cred că asta este o chestie intimă. Oamenii, mai ales oamenii politici, care își etalează foarte mult credința, eu pun la îndoială acest lucru. Eu am descoperit în sondajele și în cercetările sociologice din Republica Moldova o chestie care iarăși mă doare și nu cred că este sincer la poporul nostru. Conform ultimului recensământ din 2014,
96,7% din moldoveni se declară creștini ortodoxi. Așa cum vă declarați. Cel mai, adevărat, cel mai ortodox popor din lume, țară, stat, da. din lume. Când vedem statisticile pe care le prezintă biserica ca prezență la biserică, noi avem doar 4% prezență la biserică. Cel mai mic procent de prezența ortodoxilor din toate statele. România are 15%, Bulgaria și mai mult, georgienii și mai mult, tot așa mai departe. Deci noi și aici mințim. Mințim de îngheață apele. Trebuie să recunoaștem că s-au mișcat în ultimii 20, în ultimii 10 ani, în ultimii 5 ani anumite lucruri, dar nu suficient de repede. Eu o să vă spun de ce. Eu, foarte mulți moldoveni de-a noștri pleacă în Occident. Văd cum trebuie să fie. Dar când se întorc acasă, eu am văzut inclusiv la mine în localitate, sau în localitatea mamei mele, cum lumea vine, eu l-am văzut că el e din Italia, cu mașini din Italia, iese din magazin și aruncă pe jos. Dar eu le zic, pe care văd, eu le zic. Și zic, dar de ce dumneavoastră faceți acest lucru? Faceți același lucru în Italia, de-a zis. Dar și prost, în Italia îmi pune 100 de euro pentru asta amendă. Dar aici spate. Adică nici acest lucru, și el oricum mâine se termină banii și pleacă înapoi în Italia. În Italia nu va face acest lucru de frica elementelor coercitive ale statului, dar și a unei conduite generale care nu vrei să fii cumva să te deosebești pentru că vei fi arătat cu, cu degetul. Dumneavoastră, nu știu dacă este adevărat, dar părerea asta nu a fost organizat. Organizat până la cele mai mici detalii, eu consider că organizarea este elementul definitoriu care face deosebirea față de toți. Eu nu am întârziat niciodată în viața mea, nici la întâlniri cu Moș Ion și nici cu miniștri și nu știu cu altcineva și consider că chestia asta poate fi exclusă din societatea noastră. Eu eram tinerel, chiar fraged, când mi-aduc aminte că te chema cu tata, ori mergeam cu mama la nuntă și te chema la 10, ca să, de fapt, spunea că îți mergi la 12. Și chestia asta încă nu a dispărut. Eu, 5, 7, 10 ani urmă, deja merg cu soția împreună de când sunt necăsătoriți la nuntă și mă chema pe mine un coleg, eu spun asta public, ei știu de lucrul ăsta, mă chema, de exemplu, la ora 6. Eu, 6:00, fără un minut, am parcat mașina și sunt acolo. Primii care au venit după asta, inclusiv nașul care m-a invitat, au venit la 7. Evident că eu am făcut o baie acolo cât din naș el nu era. Și după asta, el a înțeles, zice, și toată lumea știe că dacă toți se cheamă la 6, atunci mine mă cheamă exact la 7. În agenda asta, dumneavoastră, de strică, când își face loc distracția, odihna, micile plăceri ale vieții? Ok, în weekend și vineri seara, noi vineri seara avem o întâlnire cu băieții pe care o numim bibliotecă și discutăm și ne odihnim și ne facem schimb de și weekendurile cu familia. Dacă nu reușești cel mai mult la politică, atunci când eu trebuie să jertfesc, dacă e numai sâmbătă sau duminică, eu accept și familia deja acceptă acest lucru. Dar au fost timpuri grele și lungi când au trebuit și sâmbătă și duminică și atunci deja când făceam autoevaluare, consideram că sunt roba unor procese și consideram că nu este corect și nu îmi prioritizez lucrurile cum trebuie. Ce vă faceți des o autoevaluare, ca să înțelegeți dacă... Da, eu sunt foarte cel mai critic sunt cu mine și am pentru mine foarte multe obiecții. Și atunci când eu le pot depăși, atunci pot să merg... Este cea mai mare obiecție? Le-am depășit rând pe rând. Târziu am învățat limba engleză și tot spuneam, nu pune mâna pe carte, toată lumea știe că învățasem spaniola și franceză. Și greu, după 30 de ani am învățat engleză. Știu și acum prieteni la care spun, pune mâna, e un stick din asta și pune-l în mașină și în loc să asculti radio, asculti engleză și pe 3 ani de zile deja vorbești fără probleme. Aveam probleme că nu mă apucam să mă ocup de sport și am luat. Rând pe rând le iei și... Acum ce? trebuie să mă gândesc. Nu știu. Le-am mai organizat sau mai așezat lucrurile. Da. Am un handicap destul de mare față de soția mea legat de lecturi. Cred că are vreo 50 de titluri sau poate deja sunt 80 de titluri de carte pe care în ultimii 3-4 ani de zile soția, care o viteză și mai mare de citire a cărților decât noi,
Noi avem o bibliotecă destul de consistentă și nu ca la cineva care a văzut ce e impecabilă, cum o pui așa cu cărți frumoasă care sta. Dacă o să veniți în vizită la noi, o să vă le arăt și chiar o să puteți extrage de o carte și o să mă întrebați de la mijloc și este și polița copiilor. Acest lucru iarăși lipsește societății noastre, pentru că noi când ne întâlnim la clubul ăsta vineri, discutăm cu colegii, avem doi colegi. Noi îi spun, ei sunt prieteni cu mine, nu îi brăfesc, îi spun în față. Lor. Este unul care întotdeauna povestește că a văzut filme artistice, filme documentare și unul care citește mult. Și cel care, da, vorbește mai mult cel care vede filme documentare. Știți că am văzut un film despre chestia asta, despre un eveniment istoric, hai să vorbim despre regele Mihai, atât cum a fost decedat. Și cel cu carte zice, lasă băi memoale, pune mâna pe carte, citește când filme îți dă și mai ales că poate să te manipuleze. Tu să iei sursa ce e ca bun, tu pune mâna pe o carte și vezi și alte 3-4 surse pe chestiile fundamentale. Și atunci este ușor, greu să fii manipulat. Vorbim despre manipulare și surse de informare. Dumneavoastră, de unde obișnuiți să vă informați? Care sunt site-urile de știri de la noi, de peste hotare? Trebuie să recunosc că nu pun niciodată seara televizorul, pentru că exact dacă ajung la 7 până la 9-10, când culc, de fapt la 9:30, la noi la 9 ca copiii se așează în pat, mama le citește sau tata sau le spune povești și la 9:30 deja trebuie să fie liniște în casă. Dar nu privesc seara știrile, pentru că am știut tot ce s-a întâmplat, dar a doua zi, neapărat, de pe internet, le citesc și pe cele de limba rusă, și pe cele ale guvernării, și pe cele din prima linie, și a doua linie, și a treia linie, și pe cele, eu urmăresc în egală măsură ce se întâmplă în Republica Moldova și în România, în egală măsură, și după aia, evident, și presa internațională, ca să vezi foarte exact ce este. Nevastă mea, dacă este la bucătărie, are Euronews și întotdeauna văd că privește Euronews. Ce stil de mâncare? Spus de bucătărie, ce obișnuiți să mâncați? Când eram acasă la mama și mama, nu-i greu, nu-i ușor să crești trei bărbați, mai ales când în adolescență, când fac sport, mult sport ce-a fost jertfiți la noi acasă, ca să ne vadă mama mare și zdravă. La fete e cu totul altfel, mâncarea este mai delicată și noi nu avem niciodată acasă mâncare de la magazin, noi nu am fost niciodată copii la fast food, nu-i dau denumire ca să nu vă fac publicitate din centru Chișinăului, nici nu știu ce este așa ceva. Toată mâncarea e gătită de mama cu ele împreună, ele știu și separat deja să fac anumite feluri, marea majoritate e făcută în rolă și eu m-am dat așa cu ele, mănânc brocoli, chestii din astea care există. De exemplu, vin frații și zice, băi, cum mănânci tu așa ceva? Eu nu pot să le mănânc. Aveți pe lângă casă, grădină? Am grădină, am grădină, n-am zarzavaturi, am livadă și acolo sunt fructe mai multe. Eu aș vrea să știu cărți de specialitate de sociologie, de la nu am vrut să spun manipularea maselor, că nu-i corect, de la Le Bon și până la autori din România care există. Pentru a înțelege... De la noi nu știu dacă există autori. Nu, eu personal nu am citit nicio carte care pot să îmi rămână în memorie legată de procese de sociologie. Mai multe de istorie, care oricum te ajută foarte exact să știi de unde vii și încotro mergi. Dar din România către Statele Unite ale Americii există suficientă literatură în acest sens. Încerc să o alternez cu romanii care așa ți-ar unge cumva sufletul, dar toți nu fie așa ușurieli. Ați zis că să ne recomandați, să zic, top 3 cărți. E greu, niciodată, dar eu știu că mai merge la emisiuni și spune, te rog frumos top 3 cărți, top 3 filme și tot așa mai departe. Nu mă atașez de acest, dar pot spun cărți care de-a lungul vieții m-au marcat profund la acea etapă și le port mereu în viață. Nu o să fie un top 3. Discurs de Zaharia Stancu. Mi-aduc aminte, eram la liceu când am citit Discurs de Zaharia Stancu. După aia am dat-o să o citească la mai multe lume și probabil de 3 ori am cumpărat Discurs de Zaharia Stancu, că o pierdeam pe undeva și tot o dădeam și nu se mai întorcea înapoi acasă. Nici nu știu acum dacă mai am în bibliotecă, probabil iarăși am rătăcit. Cel mai iubit dintre pământieni, iarăși când am citit-o, eram în anul întâi de facultate,
carte, cu toate trei volumele am și acum, o carte extraordinară. Mai nou, dar relativ târziu, am citit Temă pentru o casă de Nicolae Dăbija, o carte extraordinară, nemaipomenită, o recomand la toată lumea. O carte care mi-a recomandat-o un an în urmă un bun prieten, Părinuș Sani, tatăl celuilalt copil, o carte despre realitatea din Iran, destul de complicată, o societate foarte ostilă, alta decât o carte fenomenală despre educație, iarăși pentru părinți care educă copii, este o carte fundamentală. Eu m-am zguduit cartea aceea, m-am oprit, am citit-o, probabil am citit-o eu întâi, după asta am dat-o soției, ne-am făcut schimb și zis ce facem corect și ce nu facem corect. Așa ceva nu trebuie să se întâmple în familia. Cresc intrigă ca să le recomand la cele. Probabil, sper că am pronunțat corect Părinuș Sani, așa am citit eu denumirea, tatăl celuilalt copil poate fi citit ușor. Aș putea să continu. Așa, ce recomandezi de astăzi? Unde ar trebui să-și concentreze mai mult atenție, energie, timpul? Ce ar trebui să... Tatăl meu spunea atunci când ne formam noi că Dumnezeu dă, dar în traistă nu pune. Viața ne-a dat și ne-a făcut mama cu tată, providență mare, înalt, sănătoși, cu un dram de minte, totul depinde de noi. De forma în care ne vom implica în anumite procese sau nu ne vom implica. De modalitatea în care vom încerca să luăm viața în serios sau să nu luăm în serios. De cât timp stăm pe Facebook și pe alte rețele și pe jocuri. De exemplu, eu eram la facultate și citeam în sala de lectură cărți și când mă duceam acasă, de acasă, mama îmi punea borcane cu zarzavaturi de astea conservate și înapoi veneam cu cărți de la buchiniști. Le-am și acum și pot să le demonstrez. Colegii de noștri erau cu patima asta la jocuri din astea care intri în cetate, ieși din cetate, îl împuști, nu știu, îi faci, nici nu știu cum se cheamă chestii din astea care îi împușc cu puști, lucruri de astea. Eu știam foarte exact că este o pierdere de timp și nu vei ajunge tare departe. Cei care fac acest lucru, aleg între carte și statul cu zilele pe internet sau pe jocuri, vor ști că rezultatele undeva vor fi direct proporționale cu muncă. Trebuie să-și ia viața în serios, trebuie să se implice în anumite procese și acolo unde sunt, să încerce să devină buni, foarte buni sau cei mai buni. Ne vă mulțumim foarte mult. Și eu vă mulțumesc foarte mult. Da.